Polițiștii din cadrul secției Poliție Rurală Șimian au fost sesizați prin 112 de o femeie de 47 de ani cu privire la faptul că la aceeași dată un bărbat de 32 de ani ar fi pătruns fără drept în locuința sa din comuna de Vesel și ar fi agresat-o pe ea și fiul acesteia. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că un bărbat de 32 de ani, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, a pătruns fără drept în curtea locuinței unei femei din comuna de Vesel, precum și a unui bărbat cu domiciliul în aceeași localitate, și le-a solicitat o sumă de bani. Totodată, bărbatul a agresat fizic cele două persoane ca urmare a refuzului acestora de a-i oferi suma de bani solicitată. În urma verificărilor efectuate de poliții, s-a stabilit că un bărbat de 32 de ani, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, a pătruns fără drept în curtea locuinței unei femei din comuna de Vesel, precum și a unui bărbat cu domiciliul în aceeași localitate și le-a solicitat o sumă de bani. Totodată, bărbatul a agresat fizic cele două persoane ca urmare a refuzului acestora de a-i oferi suma de bani solicitată. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și violare de domiciliu, bărbatul fiind reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind luată față de acesta măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.